Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Republica Moldova a ales la această oră, aproape toate secțiile de votare s-au închis. Moldovenii au mers astăzi să-și aleagă reprezentanții săi în Parlament. De modul în care au decis, depinde viitorul nostru comun și drumul pe care vom merge în următorii 4 ani. Cum va rămâne această zi în istoria țării noastre? Discutăm astăzi cu invitații noștri, domnul Anatol Țăranu, analist politic, directorul Centrului de Analiză Politică Politicon, și domnul Nicolae Misail, secretarul Asociației Parlamentul 90. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Bună seara. Țin să vă spun, doamnelor și domnilor, că pe parcurs vom avea și alți invitați, astfel încât să avem mai multă analiză. Acum liderul PCRM face declarații, să urmărim ce spune acesta și revenim la discuție în platou. Rămâne curș preț. Dar problema constantă aceea că însăși pregătirea către aceste alegeri și desfășurarea alegerilor nu întotdeauna s-au conformat legii țării și mai ales în etapa finală, dacă vorbim despre ultimele zile, cu acești participați la curtea electorală, cu atitudinea comisiei. Eu, de fapt, am văzut, îmi pare mie, se dă multe de toate, dar așa atitudine din partea autorităților și, în primul rând, a Ministerului Justiției și a Comisiei Electorale, nici nu mi-am imaginat. Dar acum este ora 21, alegeri s-au încheiat, secțiile de votare. Deci, putem să vorbim și mai deschis. Este decizia Curții de Apel, care este definitivă, într-un partidul clon reformator, ca el să fie înlăturat de la participarea la alegeri. S-a implicat și ambasadorul Uniunii Europene, domnul Tapiola, în acest proces. Noi am atacat în toate instanțele și nimeni n-a reacționat. Ce vorbește despre faptul că toată justiția și toate organele de drept sunt supuse controlului, sunt sub călcâiul sau sub talpa partidelor la guvernare, fostelor la guvernare, sper eu. Partidul Democrat în primul rând, Partidul Liberal Democrat. Da. Un caz ieșit din comun, ca organul respectiv, Comisia Centrală Electorală, să nu execute decizia Curții de Apel. Ceva nemaipomenit. În afară de aceasta, însuși organizarea acestor alegeri în teritoriu. S-au făcut cu multe încălcări tot a legii naționale despre alegeri și nu numai. De exemplu, noi urmărim în lista raionilor și am analizat toate alegerile începând cu parlamentare, începând cu 1998 și urmărim că în numărul populației care au dreptul de vot crește. Noi vorbim despre cei care din țară sunt plecați în jur la 1 milion de cetățeni, în vârstă de la 20 până la 40-50 de ani, și în același timp numărul alegătorilor crește. Numărul populației în descreștere total, dar numărul alegătorilor în creștere. Și această minune nu poate explica nimeni. Și acum noi o să vedem ce o să fie la numărarea voturilor, după ce iacă numai ce s-au închis secțiile de votare. Ce o să întâmple? Pentru că dacă acest lucru s-a făcut cu scop ca să, cu orice preț, să arunce în aceste buletine de vot, să le arunce în urnă de votare, adică să falsifice alegerile, atunci noi o să vedem. O să vedem ce s-a întâmplat. De fapt, noi ne așteptăm la un eroism, în ghilimele, și mai mare din partea Comisiei Electorale, care până acum s-a supus complicamente Partidul Democrat, în primul rând, repet, și Partidul Liberal Democrat mai puțin. O să vedem ce o să fie. La general, eu vreau să subliniez și aceasta este foarte important, că cetățenii țării, alegătorii Moldovei, au fost astăzi, îmi pare mie, foarte disciplinați. O să vedem cât de organizați au fost, dar după analizele care le avem la ora 18, vedem că majoritatea raionilor deja a depășit cifra de 50% de participare la votare. Da. Acum o să vedem cum o să aibă loc numărarea acestor vot. Dacă o să fie tot așa scheme care au fost și 4 ani în urmă, dacă o să fie tot așa scheme care sunt propuse de același Partid Democrat față de Comisia Electorală, o să vedem.
Și până la urmă o să urmărim procesul cum ar fi transportate în buletinile care cetățenii au votat. Pentru că data trecută noi am avut cazuri când în buletin, în pachetele acestea cu buletinii, când până ajungea la Comisia Centrală Electorală, când le numărau din nou, aici în Chișinău, nu se găseau un număr foarte considerabil de buletini. Și multe, multe alte, cred eu, fel de fel de șmecherii au pregătit acei care, cu orice preț, vor să mențină la guvernare. Ați ascultat care sunt declarațiile, primele reacții oferite în acest caz de liderul PCRM, Vladimir Voronin. Acesta este nemulțumit de atitudinea Comisiei Electorale Centrale, de atitudinea Justiției, în special a Ministerului Justiției, în cazul contestării depuse de către PCRM în cazul Partidului Comunist Reformator. Despre felul în care a decurs această campanie electorală, de felul în care a decurs această zi decisivă, ziua alegerilor, vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Țăranu, poftim. Din acele informații de care dispunem, vedem că activismul alegătorilor a fost aproximativ la nivelul anului 2010, poate ora 18:30, când am primit ultimele informații, atesta un activist puțin mai jos decât cel din 2010, dar în linii mari, mai mult de jumătate din alegătorii Republicii Moldova s-au prezentat la urnele de vot. Din acest punct de vedere, avem un vot exprimat plenar de către cetățenii țării noastre și cu mare nerăbdare, desigur că așteptăm și rezultatele reale ale scrutinului, să vedem pentru cine, pentru care forțe politice, pentru ce alegeri geopolitică și civilizațională a votat alegătorul Moldov. Dar sunteți mulțumit de felul în care a decurs această zi, de prezență, de modul în care s-au organizat aceste alegeri? Bine, deci, desigur, în ultimele zile ale scrutinului, cu iz de scandal, a fost eliminat din cursa electorală un partid politic. Acest lucru dintotdeauna lasă o amprentă mai puțin plăcută asupra scrutinului. Eu cred că acest episod, acest eveniment, va marca profund toate notele pe care le va obține Republica Moldova atunci când va fi dată o apreciere acestei campanii electorale. Asta este unul la mână. Dacă e să ne referim la ziua de astăzi, păi vreau să vă spun că cel puțin din datele pe care le avem, ceea ce a difuzat mass media, încălcări grave ale campaniei electorale nu le-am avut. Că au existat diverse, să zicem așa, momente care puteau fi evitate și care nu aduc bine campaniei electorale, da, dar ele, de fapt, sunt prezente în orice scrutin electoral. Dar ceva ieșit din comun, care ar fi putut să pericleteze grav campania electorală. Cel puțin deocamdată nu avem date despre acest lucru. Să vedem cum se vor manifesta acei observatori care au fost în teritoriu, inclusiv și cei care reprezintă instituțiile din afara țării, care au menirea să vegheze asupra bunei desfășurări a campaniei electorale și în permanență să fixeze toate încălcările. Repet încă o dată, deocamdată, în parametri mari, campania electorală a decurs într-o albă ilegală. Și deocamdată nu avem motiv să afirmăm că această campanie, într-un fel sau altul, a atestat fraude. Domnule Misael, dumneavoastră, cum ați perceput această zi? De dimineață și până la această oră, oamenii au mers la vot și au exprimat alegerea, și au exprimat votul, dreptul și obligația până la urmă. Poate că s-au închis secțiile de vot. Dumneavoastră, cum percepeți acest momentul? Ca să zic așa, alegoric, poate e singura dată când sunt de acord cu domnul Voronin, că alegerile astăzi au decurs totuși mai civilizat, mai organizat. Cetățenii au ieșit mai organizat la vot, mai ales că noi, în preajma alegerilor, cu o săptămână, două, trei în urmă, eram foarte îngrijorați de participarea, de procentul de participare a cetățenilor. Eram îngrijorați de un procent mare de indeciși. Astăzi am văzut cozi
la, chiar eu am stat în coadă la alegeri, lucru care nu prea erau în celelalte. Are dreptate domnul Zaranu când spune că, mă rog, undeva la nivelul scrutinilor trecute, procentajul, cifrele care le avem la ora 16:30, dar să vedem, cred că de grabă vor fi la ora 18:30. Da, la 18:30, pardon. Posibil că într-o jumătate de oră o să avem și alte cifre, atunci vom vedea. Ceea ce vreau să spun, că ceea ce a marcat actuala campanie electorală, mie mi se pare că a fiert, a fost o fierbere la o temperatură mai înaltă, chiar poate a clocotit, pentru că erau foarte multe, au fost foarte multe opinii contradictorii. Au fost, s-a dat o, eu cred că se dă astăzi, acum, hai că s-a încheiat deja scrutinul, o luptă destul de așa încordată între cursul european și celălalt curs, care, de la care am scăpat acum câțiva ani și nici de cum nu ne putem elibera completamente. Asta sunt impresiile mele deocamdată la, să zicem așa, la prima oră sau la primele minute după închiderea secțiilor de vot. Per general, față de așteptările pe care le-ați avut înainte, în timpul campaniei, și cele pe care le aveți acum, după epuizarea zilei de astăzi și procesului de votare, coincid sau... sau nu? Din păcate nu. Vreau să vă spun că eu mă așteptam la un activism mai înalt al alegătorilor. Noi, comentatorii politici, analiștii politici care atent am observat evoluția electorală din ultimele scrutine, am atras atenția asupra faptului că dacă prezența la vot este una înaltă, această prezență înaltă la vot de obicei favorizează partidele pro-europene, partidele de dreaptă. Și invers. Dacă participarea la vot este mai joasă, aici o anumită doză de superioritate o obțin partidele de stânga. Și în cazul acesta, pur și simplu, ne referim la faptul că alegătorii în ietate, care în majoritatea sa, sau să zicem așa, în partea sa mai mare, sunt votanții partidelor de stânga, ei sunt mai disciplinați și de obicei nu ratează prezența la vot. Dacă crește numărul votanților, înseamnă că tinerii, care invers, în majoritatea sa sunt votanții partidelor pro-europene, s-au prezentat la vot și au acoperit oarecum majoritatea acelora în ietate. Dar față de aceste alegeri, s-a schimbat totuși ceva și în structura electoratului de stânga și în structura partidelor care reprezintă electoratul de stânga. Va influența cum, în vreun fel, rezultatele acestor alegeri? Cred că da. Apariția acestui partid, nici nu știu cum să-l numesc, a fost o surpriză. Mai degrabă persoane. Bun, dar în spatele lui stau o echipă adunată ad hoc, așa, în repezeală. Deci, ei, în conformitate cu sondajele electorale, acumulau un scor apreciabil. În marea sa parte, iarăși aprecierile specialiștilor, experților, în marea sa parte, aceștia erau alegătorii de stânga, care au fost dezamăgiți de Partidul Comuniștilor și care au plecat masiv spre această patrie a lui Usatăi. În acel moment, când acest partid a fost, cu toate că a existat și un anumit procentaj, mult mai mic, dar a existat, și a votanților de dreapta, iarăși, dintre cei care nu erau satisfăcuți de politicile promovate de partidele de dreapta, care și ei, supărați tare, puternic, pe partidele de la guvernământ, au migrat înspre partidul acesta Patria. Rămânând fără opțiunea de vot, după excluderea Patriei din scrutin, acest segment electoral oarecum a rămas dezorientat. Eu cred că o parte din ei s-au reîntors și au reîntors simpatiile spre vechile partide, dar o parte cred că așa și-a rămas dezorientată și poate chiar și s-a precipitat undeva în zona absenteismului politic. Asta ar fi însemnat că o parte din electoratul de stânga, care tradițional vota cu partidele de stânga și în primul rând cu Partidul Comuniștilor, de data aceasta nu a ajuns până la Partidul Comuniștilor. Asta ar putea să scadă din acea susținere pe care comuniștii de obicei o obțineau. Dar deocamdată este doar o versiune. În ceea ce privește, hai să spunem, alte partide de stânga, Partidul Comuniștilor, el ultimele luni era într-o scădere vădită, pățișă.
Dramatic. Și toate sondajele fixau acest lucru. Luptele acestea intestinale din interiorul Partidului Comuniștilor n-a făcut bine imaginea acestui partid. Acum, în ce măsură Partidul Socialiștilor recuperează pierderile pe care le-a avut Partidul Comuniștilor, putem doar să bănuim. Eu cred că mâine, pe la orele 6 sau chiar noapte, pe la orele 3-4, deja vom avea o închipuire cum au decurs în linii mari și cum s-au așezat trendurile în ceea ce privește votul electorilor moldoveni. Așteptăm la ora că... 22 să mai avem o intervenție a celor de la Comisia Electorală Centrală pentru a ne spune per total până în această seară, probabil până la ora 21 sau până la ora 20, care este rata de participare a alegătorilor la urne. Iar la 23 așteptăm și noi să vedem care sunt primele estimări, primele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare. Poftim dumneavoastră, domnule Misaiu. Sigur că noi suntem într-o situație cam ingrată cu domnul Țăranu, pentru că suntem în primele minute după închiderea secțiilor de vot. Mie mi se pare că totuși Partidul Socialiștilor, nu, judecând după dispoziția populației din ultimele zile, pentru că am mai fost prin foarte mulți colegi de la noi, de la Asociația Parlamentul 90, au fost prin fostele lor circumscripții și au lucrat, au explicat populației de ce este nevoie să urmăm, să participăm activ la vot și de ce este nevoie să urmăm cursul european, care sunt prioritățile și așa mai departe. Vreau să vă spun că judecând după în ultimele, în special săptămâni, chiar ultimele zile, mi se pare că totuși lumea a înțeles care este scopul sau care este capcana care ne-o întinde Partidul Socialiștilor, inclusiv cu Partidul Patria. Iată ce aș vrea să zic de Partidul... Adică, revenind la cum a decurs acest scrutin, mi se pare că scandalul ăsta cu Partidul Patria, mai drept cu Renato Usati, s-ar fi trebuit să se producă mai devreme, ca să nu avem invective de genul care îl face și domnul Voronin, că legislația noastră nu lucrează, că mai știu eu, că e, vreau să zic, că sub papucul unui alt sau altui partid. Bine, că... Reforma în justiție mai ei lasă mult de dorit, sunt de acord și eu, și nu numai eu, dar că probele care au fost aduse... Apropo de acest subiect și acest scandal care s-a perindat mai mult în ultimele zile de campanie electorală, în opinia dumneavoastră, justiția a fost influențată ca să ia această decizie spre final sau această decizie putea într-adevăr să fie luată mult mai devreme? Putea să fie luată mult mai devreme judecând după investigația care a făcut procuratura și SIS-ul. Pentru că s-au descoperit o serie de lucruri și noi, chiar jurnaliștii, ziarele, presa a bătut clopotele referitor la omuleții verzi, chiar același SIS care a spus și mai devreme, au bătut clopotele și unii deputați. Așa că era cazul să fie mai devreme pentru a nu avea aceste învinuiri că, uite, legislația, nu știu cum, în ultimele zile. Pe de o parte. Pe de altă parte, CEC, dacă l-a găsit probe cu finanțări străine acestui partid, sunt la suprafață și finanțările străine celuilalt partid, a Partidului Socialiștilor. Nu încape nici o îndoială pentru cel mai simplu om care urmărește eventual buletinii de știri, cunoaște, își dea seama de unde vin aceste finanțe pentru Partidul Socialiștilor. Și iată aici mi s-ar părea mie că totuși legislația noastră ar trebui să fie ceva mai tranșantă, mai categorică. Domnule Țăranu, și-a demonstrat în această campanie că justiția este duplicitară? Bun, justiția moldovenească are o reputație prostă. Și acest lucru face ca foarte mult... Aici pot să adaug, dacă mă iertați, să adaug și o paranteză la ceea ce s-a referit și liderul PCRM în acea declarație. Și e vorba în special de contestația pe care a depus-o cu referire la Partidul Comunist Reformator. Bine, nu cunosc detaliile acestui dosar care a ajuns în justiție, eu sper, fiindcă a fost decizia curții de apel. Da. Dar până la urmă, desigur că dacă lucrurile au derulat așa cum descrie liderul comunist, păi atunci apare o întrebare firească. Și atunci de ce această decizie judecătorească nu a fost
implementată în viață fix așa cum a fost implementată decizia privitor la Parchetul Patriei. Pentru că este o decizie judecătorească care trebuie să fie, care trebuie să se dea curs. Acum, în ceea ce privește Patria, aici situația este foarte încălcită. Pe de o parte, o creștere spectaculoasă a ratingului acestui partid, cel puțin sondajele sociologice atestau acest lucru, și este... Dacă admitem că sunt credibile din start. Da. Bun. Credibile, necredibile, dar reale. Marja de eroare aici, mai degrabă. Altă măsurătoare nu avem. Da. Altă măsurătoare. Deocamdată. Dacă nu mai e să neglijăm, hai să spunem așa, imaginea televizată, când adunările acestea fulminante, numeroase, în fața cărora vorbea, deci acest tip, venit accidental peste noi de la Moscova. Bun, trebuie să constatăm. Fenomenul USAT, fenomenul Patria, politica moldovenească, a avut loc. Și acest fenomen necesită explicații. Dacă nu o să găsim aceste explicații, o să ne lovim de acest fenomen și pe viitor. Asta este una la mână. Al doilea lucru. Iarăși, întrebarea pe care, cum ați formulat-o, dacă justiția moldovenească în acest caz a procedat în strictă conformitate cu legea. Eu sper că da. Eu sper că da. Dar sunt foarte mulți contestatari care spun nu. Legea a fost încălcată. Bun. Cum justiția nu este datoare cu niște explicații încă în cazul acesta. Și explicații, și organele de anchetă, și așa mai departe. Dar există o sumă care a fost enunțată. Din câte mi-aduc aminte, 8 milioane de lei care nu pot fi justificate. Și atunci, de unde a venit acești bani? Apropo, însăși USAT recunoștea că banii vin din Rusia. Și acest lucru l-a făcut mult timp înainte de campania electorală. Așa este, da. Și organele respective erau pur și simplu obligate să reacționeze la această autodemascare care a comis-o USAT. De ce au lăsat până în ultimul moment? Nu știu. Acum, deci, ce va fi mai departe? Este absolut evident că Patria a fost scoasă din scrutin. După părerea mea, acest lucru este unul pozitiv pentru actul politic din Republica Moldova. De simplu motiv că orice ingerință străină în viața politică din țara noastră ar însemna deturnarea procesului firesc al politicului din Republica Moldova. Dar aici domnul Beșleagă vorbea despre aici, anume vedea, o să mai corectează dacă greșesc, vedea și duplicitatea justiției și anume prin faptul că acești bani care vin din străinătate pentru un partid a fost scos unul. Dar mai sunt și altele finanțate din exterior, pe care ochiul justiției nu îl vede. Păi da, despre asta este vorba și iarăși vorbim despre justiție selectivă. Într-un caz, justiția atrage atenția și judică, poate chiar și drept. Da, dura lex. Da? Dar în alte cazuri, justiția închide ochii și nu vede aceleași încălcări sau încălcări de aceeași natură și le neglijează. Repet încă o dată, justiția moldovenească are o reputație proastă și pe bună dreptate. Atâta timp cât nu vom reforma justiția, vom avea probleme cu ceea ce înseamnă europenizarea Republicii Moldova. Și nu putem să avem un scrutin totalmente 100% democratic în condițiile când justiția nu are o reputație bună. Când este restanțieră, de fapt, la o serie de capitole, cum ar fi reforma, cum ar fi chiar același act democratic, pentru că într-adevăr, sunt două partide care au avut aceeași reputație, adică mai drept două subiecte electorale, hai să zicem, Partidul Socialiștilor, Igor Dodon și cu Zinaida Greceanu, că ei au fost principalele figuri care au mers la Moscova, a fost Igor Dodon mai înainte la diferite bănci și lucrul ăsta a fost publicat în presă, a fost deschis și Dodon a recunoscut. Vizita la Putin a fost una de imagine, așa, ca să zicem. Dar organele noastre care au lucrat, eu aș zice bine, dacă au descoperit atât armament, au descoperit atâtea lucruri care spuneau la cale, trebuia să lucreze tot atât de bine și cu Partidul Socialiștilor. Acum, dacă a fost eliminat, bine, să admitem că justiția și-a făcut meseria în acest caz. Vom vedea ce se va întâmpla după ce vor fi numărate toate voturile
și în cazul celorlalte partide, despre care se spune că primesc finanțare din străinătate. În acest caz, post factum, nu mai pot fi sancționați, nu? Nu, desigur. Nu. În acel moment, cum scrutinul a luat sfârșit și toți agenții electorale au trecut cu bine prin această încercare, cu toate că este Curtea Constituțională care trebuie să dea verdictul. Ultimul verdict. Da, ultimul verdict, să valideze sau să invalideze. Și Curtea Constituțională poate să valideze în general campania și participare, dar poate să, hai să spun, să se expună pe marginea fiecărui agent electoral în sau parte. Sau unor subiecte. Da. Și atunci avem încă această posibilitate și așteptăm ce va spune Curtea Constituțională. Există asemenea scenarii ca cele a Curtea Constituțională să nu valideze aceste alegeri? Scenarii, da. Precedente, nu. Pentru că noi nu am avut deocamdată asemenea. A fost în primul Parlament câteva momente de asemenea fel, când au fost validați de... Atunci nu era Curtea Constituțională, era Comisia Parlamentară, care... Nu a validat un mandat, dar da. Inițial a fost probleme pentru mai mulți deputați. Da. Câțiva, vreo 10 din câte mi-amintesc, care treptat s-au limpezit lucrurile, dar un deputat nu a fost validat și a fost circumscripția numărul... Da, și nu a obținut mandatul deputat. Da, da, și a fost, pe urmă, repetate alegerea pe circumscripție. Dar pentru aceste alegeri, vedeți, o asemenea perioadă există asemenea scenarii? Teoretic nu este exclus. Haideți, mâine vor apărea, de exemplu, probe incontestabile că încă cineva din agenții electorali, din actorii electorali, a primit a avut o intervenție, o forță străină, în campania electorală, a primit bani foarte serioși, poate mâine se așează pe masă aceste date. În cazul acesta, Curtea Constituțională ar putea să aibă toate motivele să spună nu, noi nu putem să validăm un asemenea mandat pentru un asemenea partid, pentru această listă. Teoretic este posibil. Deocamdată, ieșind din ceea ce avem la ora actuală, deocamdată nimic nu vorbește în favoarea unei asemenea versiuni, că cineva ar putea să fie invalidat. Singura versiune ar fi ca să, iarăși, prin comparație, de ce Partidul Patria și de ce nu și Partidul Socialist. Da, dar nu avem, în cazul Partidului Patria, s-a făcut o investigație, Ministerul de Interne a făcut o investigație, a prezentat documentele... Procuratura a urmat dosarul, da. Ancheta, da. Nimeni n-a prezentat astăzi documente, de exemplu, referitor la Partidul Socialiștilor. Din acest punct de vedere, nu văd cum ar putea să fie luată o decizie care ar invalida participarea socialiștilor la scrutinul electoral. În cazul că trec pragul. În cazul Partidului Patria... Dar, mă scuzați, chiar dacă nu trec pragul... Da, s-ar putea ca precedent să fie un gest de învățătură, hai să zicem așa. Ce aș vrea să-l completez, domnul Țăranu, vedeți că la Partidul Patria sau cazul Renato Oseaptăi este o chestie ceva mai complicată. Pe listele lui au venit în ultimul moment câțiva candidați, să zicem așa, care au fost implicați în mișcarea Antifa. Iar acolo s-au descoperit niște lucruri destul de grave. Bine, SISU, câteva mass media au bătut clopotele că s-ar putea întâmpla niște lucruri destul de grave cu destabilizarea situației aici în ajunge. De asta eu cred că motivul principal al cecului a fost, motivul de bază a fost finanțarea din străinătate, dar complementare au fost și cele ce au fost descoperite de organele respective. Vreau să le spun celor care ne ascultă și ne privesc acum. În câteva momente vom deschide și liniile telefonice pentru a interacționa cu dumneavoastră, dragi telespectatori. Cei care au mers la secțiile de vot, vrem să vă întrebăm pentru ce ați votat voi, pentru ce ați mers și cât de important este pentru voi votul pe care l-ați dat astăzi pentru cei care ne vor reprezenta în Parlament în următorii 4 ani. În opinia dumneavoastră, domnule Țăranu, cât de crucial sau prin ce anume va rămâne această zi în istorie? Aș vrea eu să știu cu ce semn va rămâne această zi. Noi vom afla foarte repede. Degrabă vom ști acest lucru cu precizie. Acum, deocamdată, încă nu cunoaștem. Dar eu mi-aș dori ca această zi să intre în istorie ca ziua când moldovenii au luat o decizie definitivă în ceea ce privește destinul nostru pe viitor
și această alegere civilizațională pe care au făcut-o astăzi moldovenii să fie una irreversibilă. Și avem toate șansele ca acest lucru să se întâmple, chiar dacă societatea noastră este profund divizată și adepții europenizării Republicii Moldova sunt cam undeva la același nivel. După părerea mea, îi depășesc numeric pe cei care doresc ca țara să se integreze în spațiul euroasiatic. Bă, bine, să rămână acolo, fiindcă noi suntem acolo, în spațiul euroasiatic, doar facem primele tentative de a ieși din acest spațiu și de a ne îndrepta spre Europa. Dar ar fi foarte bine dacă votul de astăzi ar fi unul irreversibil pentru Europa. Eu sunt ferm convins că dacă acest lucru s-a întâmplat astăzi, asta ar însemna că în viitorii 4 ani noi indiscutabil vom avea o guvernare pro-europeană și reformele care se vor face în următorii 4 ani vor face ca Republica Moldova definitiv să se așeze în albea europenizării, iar viața se va schimba într-atât de mult în bine că nimănui în această țară nu-i va veni în cap să conteste necesitatea europenizării țării noastre. Continuăm să dăm pe post seria declarațiilor liderilor partidelor antrenate în această cursă electorală. Să urmărim ce a spus, ce a declarat liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu, puțin timp în urmă. Iată acum pot vorbi și eu, da? Da. Stimați cetățeni, iată că s-a încheiat ziua în care dumneavoastră, în calitate de legător, ați deținut puterea suverană, ce-i drept pe teritoriul Republicii Moldova, întrucât în afara Republicii, cetățenii mai continuă să voteze. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat astăzi la vot, pentru că democrația înseamnă alegere și sper că dumneavoastră ați făcut alegerea corect. Mulțumesc celor care au ales Partidul Liberal, care au votat pentru integrarea Uniunii Europeană și aderarea la NATO. Mulțumesc celor care au conștientizat că democrația se sprijină partide politice, că fără partide politice nu există democrație. Republica Moldova are un viitor doar în cadrul UE și NATO. O economie dezvoltată poate avea doar pe piața unui europene. O securitate, pace, liniște și bunăstare, cetățeanul poate avea doar sub umbrela NATO. Eu sper că astăzi dumneavoastră ați menținut votul pentru acest viitor, pentru cursul european, pentru Europa, pentru că noi suntem așezați de Dumnezeu în Europa. Vă mulțumesc și vă doresc succes și sănătate și sper că mâine vom auzi că Europa a învins. Europa e cu noi, noi suntem cu Europa. Așa cum a fost în 2010 când sloganul Partidului Liberal a fost. Europa e cu noi, noi suntem cu Europa. Mulțumesc întrebări. Dar cum ce vedeți? Câte mandate aveți? Eu vreau să vă spun că acest răspuns o să-l auziți din partea cecului, în primul rând, și apoi când noi o să avem datele, conform proceselor verbale, prezentate de observatorii noștri din secțiile de votare. Pentru Partidul Liberal este important ca votul astăzi fie dat pentru cursul european, pentru viitorul nostru european. În rest, nu mai contează. Sigur că da. Dacă nu eram optimist, nu eram în politică. Sincer să vă spun, m-am așteptat la o participare mai bună și acasă și în afara Republicii, dar ăștia suntem noi, cei care venim din un sistem vechi, totalitar, unde ne place atunci să mergem când ne arată știți cu ce. Dar important este că alegerile sunt valabile și, cum am spus, cursul european a rămas în sufletele noastre, în sufletul majorității și cei care venim la putere
avem posibilitatea să demonstrăm cetățenilor noștri că nu există nimic mai bun decât democrația și nu există mai bun nimic decât Uniunea Europeană. Și, la sigur, pentru a avea o pace, liniște, așa cum ne dorim, nu cum o au cetățenii Ucrainei, este vorba de NATO. Cum vedeți? Îmi doresc ca să avem o componență activă, profesionistă, patriotică, un parlament care să folosească și a doua atribuție pe care o are organul suprem legislativ, funcția de control, pentru că în 20 de ani de zile parlamentul s-a ocupat doar de adoptarea legilor și n-a avut funcția de control, ceea ce este foarte important într-un stat în care a crescut nivelul corupției, sărăcia, mizeria, fără de legile. Iată de ce îmi doresc un parlament cinstit. Republica Moldova are nevoie ca niciodată de guvernare cinstită. Asta înseamnă parlament, guvern și președinte. Putere în stat. O să facem coaliție cu cei care au decis cetățenii. Noi suntem partidul care am promovat integrarea Uniunii Europeană și aderarea la NATO. Și toți acei care au promovat aceste valori, înseamnă că avem drum comun. Cei care au mințit lumea cu Uniunea Vamală, care de fapt nu există și nu poate exista, și Republica Moldova nu poate adera la cei ce nu există sau care se află peste mări și țări, nici vorba nu poate fi. Ați fost informat despre nereguli la secțiile de votare? Da, avem informații despre unele nereguli, mă rog, și pachet s-a mai dat, și macaroane, și orez, și hrișcă, am auzit pe locuri și niște murături, dar ele sunt încălcări neînsemnate și considerăm că alegerile au avut loc așa, cât de cât, sau în mod democratic, spunem așa. Încălcări grave nu au avut loc, ca să spunem că nu pot fi considerate valabile alegerile. Dar ce părere aveți despre situația în Rusia, cu secțiile de votare? Au fost chiar puține secțiile de votare? Nu știu dacă puține, dar știu că tancuri de Rusia la noi sunt destule. Alte întrebări? Am urmărit care sunt declarațiile, primele reacții ale președintelui Partidului Liberal, domnul Mihai Ghimpu. Acesta susține că Republica Moldova ar trebui în continuare să fie și să meargă pe aceeași direcție sub umbrela Uniunii Europene și a NATO. A votat pentru menținerea cursului european și își dorește ca în viitorul Parlament să existe o componență activă, profesionistă și, evident, și Partidul Liberal să... Așa cel puțin mi s-a părut și a asumat, sau cel puțin a anticipat ca să fie Partidul Liberal cei care se dețină funcția de control în viitorul legislativ. Nu știu, nu știm deocamdată dacă așa va fi sau va fi, oricum continuă. După ce vom afla care sunt rezultatele acestor alegeri, vom asista și la partea a doua, la fel de interesantă ca și însăși procesul electoral, procesul de alegere la negocieri. Dar până atunci mai este o cale destul de lungă. În opinia dumneavoastră, domnule Țăranu, ceea ce am asistat noi la Alianța pentru Integrare Europeană, Coaliția 1 și 2, există posibilitatea ca aceasta să se rescrie, să se regăsească în viitorul Parlament? Sau vor apărea în această structură nouă și alte forțe? Sigur că există această șansă, să vedem dacă ea până la urmă se va realiza în practică. Ar fi de dorit că această șansă să se realizeze. Problema este că noi nu dorim o simplă reeditare a guvernării AIE sau CPE. Da, CPE. Coaliția Pro-Europa. Noi dorim o guvernare calitativ nouă. Da, cursul trebuie să fie păstrat, dar reformele trebuie să se desfășoare într-un ritm și cu o calitate categoric diferită în bine decât cele pe care noi le-am, reforme pe care le-am observat pe parcursul ultimelor 4-5 ani. Și eu cred că aici, dacă până acum destul de multă lume bună
a amenajat guvernarea, inclusiv în această campanie electorală, fiindcă doream ca cursul european să fie păstrat, de azi încolo aceste amenajamente se termină. Forțele pro-europene vor fi criticate și trebuie să fie criticate dur și fără niciun amenajament. Noi nu mai avem nevoie de compromis. Noi avem nevoie de reforme. Noi avem nevoie de eficiență și calitate în reforme. Noi avem nevoie de o înaintare rapidă pe calea integrării europene. Noi nu mai dorim ca cineva în spatele retoricii europene să-și facă mendrele și să-și încarce buzunarele. Noi nu trebuie mai mult să tolerăm asemenea acțiuni. Pentru noi este foarte important că dacă partidele care astăzi ar putea să constituie guvernarea pro-europeană nu își vor da seama că ei înșine, aceste partide, au nevoie de o reformare profundă internă, atunci societatea din Republica Moldova, societatea civilă, trebuie să înceapă de pe astăzi să pregătească apariția acelei forțe a treia, locul căreia a ocupat acest usatăi, absolut nemeritat, și care de fapt a deformat ideea forței a treia în Republica Moldova. Iar noi vom avea nevoie cu adevărat de o forță a treia care trebuie să facă alternativa celor care nu sunt capabili din interior să se reformeze și cu adevărat să prefacă Republica Moldova într-o țară europeană, nu în declarații, dar în fapt. Întrebarea la care a spus AE1 și AE2, mie mi s-a părut că ultima formulă, Coaliția Pro-Europeană, a fost un pic mai inteligentă, cel puțin au fost mai puține scandaluri, mai puține sfieți, mai puține zizane în Parlament. Da, dar a fost BM, a fost aeroport, au fost alte lucruri. Da, astea vor fi întotdeauna. 7 aprilie, există foarte multe. Asta vor fi întotdeauna. 7 aprilie, eu cred că nu, nici următoarea actuală, să zicem, care se va forma, nu o să o rezolve. 7 aprilie. 7 aprilie o să doreze încă multișoară. Ce mi-aș dori și ce vrem eu, cel puțin ca alegător și mai mult decât alegător, de la actuala care se va forma. Eu sper că, într-adevăr, se va forma una ca, iarăși, pe acele trei partide, să zicem, că ele au trecut, dar așteptând la ei o inteligență net superioară celei care a fost ultima, să zicem, ultimul an. Una la mână. Doi la mână. Mie mi se pare că ar trebui să meargă foarte bine, foarte așa apăsat pe două componente. Relația cu partenerii europeni, asta e reforma justiției în primul rând, până la o justiție de calitate, avem mult prea mult. Și al doua componentă pe care a promovat-o foarte activ, sau mai drept zis, și-a făcut lozincă din ea Partidul Democrat, bunăstarea populației în Republica Moldova. Uite, asta e o restanță a politicienilor, a clasei politice, și aceste două lucruri, aceste două aspecte vor trebui să lucreze foarte apăsat următoarea alianță care se va face, sau următoarea guvernare care va veni la noi. Cât privește populația sau electoratul, eu cred că astăzi secțiile de votare s-au închis, de mâine trebuie să începem să lucrăm pentru următoarele alegeri. Noi trebuie să găsim câteva partide tinere, care eu le-am observat personal în actualul scrutin, promițătoare și pentru care foarte multă lume, într-un fel, plângea. Sunteți foarte buni, sunteți, dar noi ne temem că nu o să adunați pragul de trecere și voturile noastre îți vor duce în vânt. Majoritatea, foarte multă lume, foarte mulți electori au mers astăzi cu, ca să zic o metaforă din presă, cu nasul astupat la vot. Pentru că își dădeau seama că dacă nu votăm aceeași componență care a început acest curs pro-european, s-ar putea să pierdem mult. Aveți dreptate, domnule Misail. Pe de o parte, cetățenii au mers la vot dezamăgiți sau profund dezamăgiți, supărați în multe cazuri și cu speranță. Alții, de ce nu, au mers cu speranță pentru un viitor mai bun. Pe de altă parte, partidele care au abuzat într-un fel sau altul de instrumentul administrativ au încercat să și fraudeze. Plus celelalte, care sunt și extraparlamentare, fiecare în felul său, s-au dedat la anumite șeretlicuri pentru a
minți sau pentru a manipula electoratul? Care sunt neregulile? Manipulatorii au fost foarte multe. Exact. Care au fost neregulile înregistrate în această zi decisivă? Haideți să le urmărim, după care revenim la discuție. Cel mai mult afectează procesul electoral în ziua alegerilor, intimidarea și cumpărarea voturilor. În cel puțin 1,6% din cazuri, într-adevăr, au fost atestate situații de oferire anumitor recompense alegătorilor. În jur de 20-25 de secții de votare au fost atestate anumitor cazuri. Potrivit unui video postat pe internet, primarul din orașul Nisporeni, Ion Gangan, membru al Partidului Democrat, ar fi încercat să imituiască pe unii alegători cu vodcă și frigărui. Dar cine a făcut așa? Uite cum mandată primarul Gangan, cât Mahalaua, din partea lui. Dar cât chili care a fost? E păi, vă vădesc chilo, vă. Și votul? Cu dubală. Ce? Da, cum e? Dubală. Dar tu? Cine vădesc? Dar eu nu. Eu m-am dus treaba lor. Am încercat să-i cerăm o explicație primarului, dar nu l-am găsit la primărie. Contactat telefonic, Ion Gangan a refuzat să ofere comentarii. La Nisporeni, vodcă, la Strășeni, vin. Doar că aici ar fi turnat reprezentanții ai PLDM. Pentru că se agitează un pahar de vin și 50 lei și votează verdele. Votează verde, adică Partidul Liberal Democrat? Serviciul de presă PLDM a refuzat să comenteze cazul, calificând declarațiile alegătorului drept o provocare ordinară. Șirul de nereguli nu se încheie aici. La Vârzărești, în raionul Nisporeni, unii alegători și-au exprimat opțiunea electorală chiar pe urnele de vot și nu în cabine. Potrivit observatorilor Promolex, încă de dimineață în cel puțin 30 de secții de votare din toată țara s-au înregistrat nereguli. Urnele de vot s-au deschis cu întârziere de până la o oră, în mare parte pentru că membrii comisiilor nu au reușit în timp util să întocmească procesele verbale de pregătire a secțiilor. S-au deschis cu întârziere destul de mare secția de votare numărul 31 pe linia Drochea, din cauza că nu era lumină. Neregulile au fost înregistrate și în cadrul unei secții de votare din orașul Basarabeasca, unde au fost atestate cu 200 de buletine de vot mai multe decât numărul alegătorilor. Arată undeva o deficiență a listelor electorale, calitatea listelor electorale. Sau o eroare tehnică atunci când s-a repartizat. Totodată, observatorii spun că în mai multe secții de votare, membrii organelor electorale nu au fost suficient de bine instruiți cum să utilizeze registrul electronic al alegătorilor. Probabil instructajul sau instruirea membrilor organelor electorale a fost un pic deficitară. Nu toți președinții birourilor electorale s-au orientat ce trebuie să fac. În anumite secții de votare s-au creat ambuteiaje, cozi. Pentru monitorizarea scrutinului, Asociația Promolex a delegat în toată țara peste 2000 de observatori. Am urmărit care sunt neregulile, însă le vom discuta după o scurtă pauză. Atunci când vom reveni, vom prezenta și ultimele date prezentate de Comisia Electorală Centrală și, evident, vom discuta și vom comenta pe marginea neregulilor admise astăzi în timpul votării. Vă aștept!